să vă spun astăzi, să vă vorbesc pe scurt. Nu știu dacă e posibil la mine așa ceva, dar anyway, să încerc. Să vă vorbesc pe scurt despre slogan creștin. Nu asta ați învățat. Am fost în vremea comunismului și am învățat o vreme de slogane. Cu partidul nostru în frunte vom avea victorii mult. Chestii de genul ăsta. Și noi creștinii ne-am obișnuit cu tot felul de slogane. Vreau să vorbesc despre un slogan creștin, tema de astăzi, bucurie și putere în suferință. Ați auzit fraza asta probabil de 1000 de ori. Nu o să ne bucurăm în suferință. Uitam să vă citesc un text din Filipeni de la 1 cu 12. Să fiți atenți la ce zice Pavel despre lucrul ăsta. Vreau să știți, fraților, spune Pavel, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească pretutindeni, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă, din duc de ceartă, dar alții din bună voință. Aceștia, din urmă, lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, însă, din duc de ceartă, vestesc pe Hristos, nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin încercarea, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul ăsta este pentru eu o dovadă de pierzare, pentru voi de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El și să duceți, așa și cum faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Bucurie și forță în suferință. Uite, să facem un sondaj foarte neștiințific și fără niciun fel de statistică curată științifică. Câți dintre voi ați auzit fraza asta? Să ne bucurăm în suferință. Bun. Și acum, dacă este vorba de bucurie, bucurie este ceva care tot timpul dorești să ai, este ceva foarte pozitiv. Câți dintre voi ați cerut de la Dumnezeu așa ceva? Suferință. E ceva pozitiv, nu? Bucurie. Mai puțin, un pic mai puțin de mâini ridicate. Mă gândesc că sunt unii care probabil au experimentat lucrul ăsta și dacă au experimentat pe pielea lor un fel de suferință care aduce bucurie, probabil că oamenii ăștia, după baza la experiența care o au, sunt în stare să ceară lui Dumnezeu așa ceva. Mie, când îmi place o felie de tort, a doua oară sunt mai capabil să o cer decât a fost prima oară până n-am gustat. Vedeți, este una să auzi un lucru ca asta și să-l auzi și de 1000 de ori, dacă e necesar. Este alta să treci prin așa ceva
Și este complet altceva să începi să și dorești așa ceva. Sunt lucruri diferite, nu? Pavel spune, să știți, fraților, că în condițiile... Care condiții? În ce condiții era Pavel când scrie asta? Aveți o idee? El era într-o închisoare, fie la Efes, fie la Roma, și în lanțuri și în întuneric, în persecuție și în necaz. Și spune el, să știți, se pare că necazurile în care trec, necazurile noastre, persecuția, întunericul ăsta care ne înconjoară, cumva, sună el un pic miraculos, au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Acum noi aici, în America, cel puțin, trecem într-o perioadă de schimbare foarte serioasă, nu? Se schimbă lucrurile, le simți cumva. Acum 40 de ani, dacă te duceai pe o stradă cu niște versete din Biblie pe marginea străzii, toți te claxonau și îți făceau semn în sus, se opreau să te dea sărutări. Vrei să încercați asta în downtown? Să vedeți câte sărutări primiți? Se schimbă lucrurile în America, începe să se întunece, începe să se strângă șurub în jurul nostru, ceva cam cum spunea Pavel, și Pavel spune că când se strânge șurubul, am băgat de seamă că lucrul ăsta duce la înaintarea Evangheliei. Acum, cum se întâmplă așa ceva? Pavel vorbește și lucrul ăsta se aplică cam în două feluri. Există un element general, global, să zic așa, istoric, geografic, cu privire la înaintarea Evangheliei, și există un element foarte personal. Cum este elementul ăsta global și geografic cu privire la înaintarea Evangheliei? Când Hristos a ridicat la cer, El a dat o poruncă celor care erau lângă El pe acolo, ucenicilor. Și ce le-a zis, nu? Le-a zis, mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate popoarele, adică vestiți Evanghelia la orice făptură. Și apoi ucenicii au început biserica în Ierusalim și biserica a avut la început un succes formidabil. Spune că toți erau o inimă și un gând și își vindeau lucrurile și era o dragoste formidabilă și lucrul ăsta se vedea în afară. Exista o atracție, spune Dumnezeu, adăuga în fiecare zi la numărul lor. Biserica se bucura de pace, spune Dumnezeu, adăuga în fiecare zi la numărul lor. Au avut un succes imediat și grozav. Cumva au gândit că acum pe fundamentul ăsta nimeni n-a mai avut chef să se ducă nicăieri. Era un succes grozav, toată biserica a rămas înțepenită în Ierusalim în general. Și atunci Dumnezeu a trimis persecuție, a dat drumul vocii diavolului și acțiunile diavolului și s-a creat necaz și persecuție și a început în biserica lui Hristos un fel de imigrare forțată. Și au început ei să se împrăștie peste tot și având Evanghelia și pe Hristos în inimă, au început să-L împrăștie în toată zona aceea și au început, românii noștri au ajuns, adică unde România e astăzi, a ajuns Evanghelia din pricină la așa ceva, au fost goniți până acolo. Au fost goniți până în Europa, au fost goniți în Asia, au fost goniți în nordul Africii, au plecat care unde au putut să plece, după cum le-a zis înainte, îmi primiseră sfat, dacă veți fi prigoniți într-o cetate, să vă duceți în alta. Ideea era să încep să însămânțezi ce aveai în inimă, în toate locurile. Ăsta a fost elementul global al persecuției. Evanghelia a înaintat global din pricina focului care ar subie. Acum însă, dacă la mine arde casa, în iarna asta au luat foc pe acolo, peste pădeal, pe unde e fratele Spătaru, vis-a-vis de mine. Eu am luat-o la sănătoasă și am dormit la Beni, pentru că nu mi-a trecut să mă gândesc care este semnificația globală a focului ăsta și ce ramificații pozitive poate să aibă. Când am văzut că se apropie de casă, mi-am luat bagajele și m-am cărat repede de acolo, pentru că pentru mine lucru personal era, mă ardea mai tare, nu ce se întâmpla global. Când ți se întâmplă necaz și persecuție, prima oară simți la nivel personal. Cum duce asta la înaintarea Evangheliei? V-ați gândit, aveți necazuri personale. Aveți necazuri din pricina credinței. Sunt necazuri foarte... unele nu te gândești. Ai necazuri cu copilul tău. Și ai necazuri din pricina credinței.
Nu este copilul tău, a spart un bec. Vezi copilul tău că se depărtează de credință și te doare inima înfiorător. Necazuri din cauza credinței. Dacă n-ai fi fost credincios, nu te durea inima. N-aveai nimic. Ai necazuri din cauza credinței, la nivel personal. Cum duce asta la propășirea Evangheliei? Cum duce asta la așa ceva? Pavel spune, uite ce se întâmplă. Am băgat de seamă un lucru grozav. Când mi s-au întâmplat mie toate persecuțiile astea, frații au aflat. Și s-a întâmplat o reacție absolut neașteptată. Păi uite, imaginați-vă ce s-ar întâmpla aici dacă Sebi ar fi arestat de poliție, că se închid bisericile, și este arestat de poliție și toată familia lui este sechestrată înapoi în România și tot așa jumate din comitet, eu sunt arestat și alții sunt arestați de poliție, familiile noastre sunt trimise în România, biserica e închisă, este ilegal. Cam ce s-ar întâmpla a doua duminică? Pavel spune, știți ce s-a întâmplat? Toată biserica se adună în parking lot și Emanuel și cu fratele Niță și cu fratele Adrian Petrișor vor conduce adunarea de rugăciune și de cântare în parking lot și probabil că vor fi și ei arestați. Cam asta s-ar întâmpla duminica viitoare, nu? Pavel spune cu mirare, cam asta am văzut eu. Frații, văzând necazurile prin care trec eu, în loc să se sperie, mai degrabă, au dus la înaintare, zice, au vestit mai ceva, mai cu abitir, au vestit Evanghelia. Spune el, să știți, s-a întâmplat ceva mai ciudat. Avântul ăsta, din pricina necazurilor mele personale, a fost atât de mare că au fost unii care s-au apucat să vestească Evanghelia doar așa, ca să intre și ei în toată aureola asta, s-au apucat să vestească Evanghelia din duc de ceartă, din mândrie de șartă. Și spune el, Fie așa, spune Pavel, eu grozav mă bucur. Acum Pavel nu se bucura de suferință, nimeni nu se bucură de o durere de măsea. Pavel nu se bucura pentru că Hristos era batjocorit. Niciun copil al Dumnezeu nu se poate bucura că numele lui Hristos e batjocorit. Pavel se bucura că în toate încercările astea, numele ăsta lui Hristos era dus mai departe și era dus mai sus. Asta era partea personală a suferinței. Este asta chiar posibil? V-ați gândit vreodată treaba asta, sloganul ăsta care vi l-am zis, istoriile astea lui Pavel, asta chiar e posibil între noi? Am văzut când am vorbit despre parking lot, m-am văzut pe unii că zâmbeați niță. Probabil că ni se părea că treaba asta, nu știu cât de posibil este. Dar e posibil să se întâmple asta? Păi unii dintre noi am văzut cu ochii noștri cât de posibil este. Când România a căzut sub tăvălugul comunist și tot blocul este european a căzut sub tăvălugul comunist, cei mai buni dintre cei mai buni lideri, cei mai cunoscuți, oamenii care au ars pentru Hristos, au dispărut, au fost luați, au fost arestați. Unii cu sutele și cu miile au fost omorâți, alții au fost băgați în închisori. Din preoți ortodoxi, preoți catolici, păstori protestanți, poeți creștini au fost luați și au dispărut. Pentru că era o tactică cunoscută de mii de ani. Și Hristos a spus, voi bate pe păstor și turma se va risipi, se va distruge. În orice război distruge conducerea cealaltă și faci praf inamicul. Și comuniștii au știut cum să facă asta și au luat printre cei mai buni, păstori de noștri, cei mai cunoscuți, Vurbrand a fost băgat în închisoare, cei mai cunoscuți poeți și compozitori creștini, Moldoveanu, Dorz, au dispărut în pușcăriile comuniste și asta a fost peste tot, asta a fost peste tot. Și care a fost rezultatul la toate astea? Păi, Vurbrand a dispărut 14 ani în închisoare. Mai târziu, ca urmare la toate lucrurile astea, misiunea pe care el a înființat-o mai târziu s-a împrăștiat în cel puțin 100 de țări. Au fost tipărite dintre cărțile lui milioane de cărți care au ajuns pe mâna la oameni care nu au știut de Dumnezeu și mii și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. Sute de oameni, dacă nu mii, au devenit la un moment dat misionari în alte țări foarte dificile din pricina cărților pe care el le-a scris.
mi-a povestit toată vorba, dar am primit scrisoare de la niște oameni, și nu era una sau două, erau mai multe, au spus, am citit cartea Torturat pentru Hristos și am citit cartea aia care a scris-o dumneata, care se chema Iisus, prietenul teroriștilor, și m-am hotărât, n-am să mai stau în America. Mi-am luat bagajele și m-am dus să evangelizez la gherilele comuniste din Sud America, din Peru. Și nu era unul, doi, erau mai mulți. Și vorbirea spunea, peste două sau trei luni am primit scrisoare de la familia lor. Și mi-a zis, fratele nostru sau sora noastră care s-a dus acolo, a fost prinsă de gherilele comuniste și a fost ucisă. Și mi-a trimis poza lor și spunea vorbirea că toată nu puteam să dorm noaptea, că știam, din pricina la cărțile mele, oamenii s-au dus și au murit acolo. Dar ce a fost minunea mai mare este că din rudele oamenilor lor s-au dus înapoi, în aceleași locuri, în aceleași gherile comuniste și au întors la Dumnezeu pe ucigașii fraților lor și a surorilor lor. A fost femeie care a fost violată până a fost omorâtă, o misionară, și s-a dus apoi rudele ei și au întors la Dumnezeu pe cei care au ucis-o. Asta a fost minune grozavă. Din predicere și din lucrarea lui Vorbra s-au întors la Dumnezeu sute și mii de evrei care apoi au pus bazele mai la toate bisericile creștine de evrei din Israel. Au fost niște rezultate imense, pentru că Vorbra a dispărut 14 ani în închisoare. Dacă Vorbra n-ar fi zis, păi stai nițel, eu sunt unul dintre focare, dintre luminile care sunt aici, ar trebui să mă protejez. Au fost oameni, când au început persecuția asta comunistă, au fost lideri creștini care au zis altfel. Au zis, dacă noi dispărăm, biserica se distruge. Este mai bine să vindem, este mai bine să trădăm, este mai bine să mințim, este mai bine să ne vindem frații ca să scape biserica. Așa cum a zis Caiafa, este mai bine să omorâm pe ăsta unul decât să moară tot poporul. Era o logică foarte bună și foarte omenească. Pentru că versetul lor spune așa, necazurile noastre de acum duc la distrugerea Evangheliei. Asta era logica umană. Versetul lui Pavel spunea, necazurile mele de acum duc la înaintarea Evangheliei. La ei versetele erau invers. Așa gândește logica umană. Ce ar fi existat numele Vurbrand dacă Vurbrand făcea așa ceva? Știați cineva că există? Moldoveanul, care e considerat cel mai popular poet creștin român și a scris 8.000 de cântări sau ceva de genul ăsta, a zăcut și a putrezit în închisoare și într-o dimineață au venit la el și i-au zis, dumneata ești un om talentat, dumneata ai atâta talent, diseară ești liber, până diseară ești liber, fă ce cântări vrei, cântă despre iubire, despre cosmos, despre lună, despre stele, despre Romeo, despre Julieta, nu mai fă cântări despre Hristos. Și diseară ești acasă, ești cu familia, mâine dimineață vei primi invitații și musafiri la tine. Vei vorbi cu prietenii tăi. Gândește-te ce folos are să putrezești aici în pușcărie. Cu ce îi slujești tu lui Dumnezeu în pușcărie? Nu ești mai folositor afară? Și el a zis să mă gândesc două ore. Și după 20 de minute a năvălit înapoi, a cerut să fie dus la ofițer și a zis, îmi pare rău, nu trebuia să mă gândesc două ore, nu trebuia să mă gândesc niciun minut. Lucrurile astea sunt mai de folos lui Dumnezeu putrezind în pușcărie. Dar cum să fii mai de folos lui Dumnezeu putrezind în pușcărie? În noaptea aia Dumnezeu i-a dat o cântare care spunea, lespezi grele de durere de m-ar apăsa, de m-ar apăsa și de aș bea oțet cu fiere și aș fi dus pentru junghiere. Nu te pot lăsa, Iisuse, nu te pot lăsa. De mi-ar da tot ce în lume, al măririi nimb, marea și cu val în spume și un strălucit renume. Nu pot să te schimb, Iisuse, nu pot să te schimb. Și necazuri, și durere, orice ar veni, din credință, din iubire, de sub dulcea ta privire, nu mă voi clinti. Și cântarea aia a ajuns la mama mea și de la mama mea la un băiat de 19 ani, cum eram eu atunci, care apoi în fiecare dată când a avut un mic necaz în viață și a dus din nou aminte și cântările lui Moldoveanu au conjurat pământul și vor fi cântate de Biserica lui Hristos până când va exista Biserica lui Hristos.
Și asta pentru că un om a crezut versetul lui Pavel care a zis: necazurile mele de acum duc mai degrabă la înaintarea Evangheliei. Și așa a fost și cu Dorz, și așa a fost și cu unul și cu altul. La noi s-au îmbolnăvit de COVID. În timpul ăsta am vorbit mai des cu fratele Niță și am vorbit mai des cu Daniel Brânzei. Dacă ar fi să-i întrebați pe ei, necazul ăsta a dus la ceva bun sau a dus numai la rău? Vai, dacă întrebați asta, să aveți timp. Pentru că vă vor spune ceva, nu că vor spune ceva, un torent vine, trebuie să aveți timp să ascultați, nu joacă, aici nu avem timp. Și vă va spune fratele Niță ce mi-a spus mie. Necazul ăsta? Pe necazul ăsta m-a făcut să mă gândesc adânc la viața mea trecută. Probabil că trebuia să mă gândesc și înainte, dar parcă nu era așa o urgență, acum dintr-o dată a fost. Și mi-am revizuit viața cum a fost. Necazul ăsta m-a făcut pe mine să mă gândesc la viața care va veni, la împărăția lui Dumnezeu. Necazul ăsta m-a făcut pe mine să încep să-mi curăț, să mă pregătesc pentru viața care va veni, să încep să-mi curăț gândurile și faptele și să încep să-mi mărturisesc lucruri și să le aduc pe față. A fost o binecuvântare enormă. Apoi am văzut pe copiii mei și pe familia mea, în jurul meu, la rugăciune, mi-am dat seama, sunt iubit de ei, sunt căutat de ei. Am văzut apoi biserica lui Dumnezeu cum trăiește și ca un vulcan, cum s-au adunat în jurul meu și unii mi-au dat medicamente și alții s-au rugat pentru mine și alții mi-au trimis tot felul de lucruri și m-au căutat și m-au sunat. Și am văzut biserica lui Dumnezeu la lucru cum n-am văzut așa personal pentru viață și îți vor spune una după alta, deci vine să-l întreb: păi frate dragă, cum de n-ai cerut COVID mai degrabă, mai din timp lui Dumnezeu? Pentru că pentru oameni ca ăștia, versetul este ăsta: necazurile mele au dus la înaintarea Evangheliei. Este adevărat că pentru unii ca Iafa, necazurile noastre li se par că duc la distrugerea Evangheliei. Acum, de unde vine siguranța asta? De unde vine siguranța asta? Și n-a fost numai Pavel și fratele Niță și fratele ăla și fratele... După 2000 de ani, eu știu versetul ăsta de la Pavel. Nu de la Pavel, apostolul. După 2000 de ani, fratele Pavel Niculescu era în casă la noi, când erau anchetați părinții mei și alții ca el, și se adunau seara la noi în casă să discute ce o să facă a doua zi. Și și-au dat seama în seara aia că probabil că toți vor putrezi până închisori. Și fratele Pavel, ăla Niculescu, a spus cam ce a spus apostolul Pavel acum 2000 de ani. Și a zis: fraților, o să vadă ei ce o să pățim noi. Adică o să vadă ei cum înaintează Evanghelia în ceea ce o să pățim noi. Și mi-am dat seama că cuvântul ăsta lui Pavel de acum 2000 de ani a rămas formidabil de puternic. Cum de există siguranța asta grozavă? Cum de Pavel spune, să știți, cu astea eu mă aștept la ceva. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, absolut cu nimic, spune el, ci acum, ca și totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu. Cum se capătă siguranța asta? Pavel știa un secret. Eu l-am învățat de la Bill Gaffer, care l-a explicat în detaliu ceea ce explică Pavel schematic aici. Cum avea Pavel siguranță? N-ați vrea să aveți siguranța asta care o are el? Când treceți așa pentru un necaz care vă rupe inima, copilul meu îmi rupe inima din pricina credinței în Hristos. Necazul ăsta va duce cu siguranță la propășirea Evangheliei. N-ați vrea să căpătați secretul ăsta care îl avea Pavel? Pavel a învățat cum să-și facă în inimă două liste. Păi, vine necaz asupra mea. Vine să zicem că ar veni o boală. Uite, dacă ar fi să vă spun, să faceți o listă, care sunt binecuvântările faptului că nu v-ați îmbolnăvit de COVID? Ați fi în stare să faceți lista asta? Ce binecuvântare avem? Uite, eu nu m-am îmbolnăvit de COVID. V-aș putea să fac o listă foarte rapidă. Pot să mă duc să lucrez, pot să fiu sănătos, pot să joc tenis, pot să vorbesc cu prietenii, pot să merg în vacanță, pot să-i ajut pe copiii mei, pot să stau cu ei seara să mă rog, pot să fac tot felul de lucruri
Că nu m-am îmbolnăvit, o listă asta aș putea să umplu o pagină întreagă în 3 minute. Și am o listă și mă uit la lista asta și mă bucur și pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să binecuvântez pe Dumnezeu pentru așa binecuvântare grozavă. Nu sunt bolnav de COVID. Dar Pavel spune, mai fac o listă, ce binecuvântări grozave ar fi dacă m-aș îmbolnăvi de COVID. Fratele Nița a scris deja lista asta. Fratele Daniel mi-a spus o listă ca asta. Binecuvântări năpraznice care vin din boala COVID. Și în ziua când ai tot atâtea binecuvântări pe lista asta, cât ai pe lista asta altă, când ai tot atâtea binecuvântări dacă n-ai necazul ăsta și dacă ai tot atâtea binecuvântări cât ai necazul ăsta, atunci înaintea lui Dumnezeu ești liber cumva să primești și una și cealaltă, tot cu aceeași bucurie. Dacă lista asta lipsește, totdeauna vei avea frica că ai pierdut ceva. Asta spune Pavel în versetele astea care le spune el aici. Mă aștept, nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este așa de bine, este Hristos. Și a muri în lista asta alaltă este un câștig. Spune el, lista asta e atât de echilibrată, nici nu știu ce să aleg. Nu știu care să aleg. Zice, dacă ar fi vorba pentru mine, ar fi mult mai bine să mă duc cu Hristos. Dar zice, pentru voi, să știți, este mult mai bine să fiu aici cu voi. Nu, aproape, sunt strâns din două părți, aș vrea să mă mut, să fiu împreună cu Hristos, mult mai bine pentru voi, este mai de trebuință pentru voi să rămân în trup. Învățase că am bucurie și am binecuvântare și am har aici, și am bucurie și am binecuvântare și am har aici. Noi, acum, în America, trecem prin schimbări foarte mari. Pentru prima oară, în 245 de ani, guvernul american a închis bisericile și le-a închis cu forța. Niciodată în istoria Americii nu s-a întâmplat. Costco, barurile, magazinele de băuturi alcoolice au fost declarate ca elemente esențiale ale societății. Biserica a fost declarată oficial, în scris, ca element neesențial al societății. Așa ceva era absolut de negândit acum 10 ani, de negândit. Cum vor face față copiii noștri? Eu am 61 de ani, eu știu, poate dă Dumnezeu și mor mai repede înainte să văd toate catastrofele astea care vin. Dar copiii mei ce vor face? Și copiii copiilor mei ce vor face? Și cum vor face față la așa ceva? Pavel spune, este necesar, zice, nu vă purtați într-un chip, să vă purtați într-un chip venic de Evanghelia lui Hristos, fie că am să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud că rămâneți tari în același duc și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Dar cum obții așa ceva? Cum îți înveți copiii la așa ceva? Pavel spune, există o singură șansă și pentru noi părinții și pentru ei. Dacă putem să înțelegem credința în definiția asta unică, căci cu privire la Hristos, nouă, vouă, vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci și să pătimiți pentru El. Adică două liste și două binecuvântări. Vi s-a dat binecuvântarea, fericirea și puterea să credeți și vi s-a dat binecuvântarea, fericirea și puterea să suferiți. Dacă le primești pe amândouă, poți să faci față în zile bune și poți să faci față în zile rele. Generația părinților mei a știut de amândouă binecuvântările astea. A primit binecuvântarea credinței și au primit cu brațe deschise binecuvântarea suferinței și a persecuției. Au știut bine de tot, amândouă listele astea le-au avut în ei. Generația mea, a celor de vârsta mea care au stat ultimii 30-40 de ani în America, n-au știut decât una din ele. Am primit cu bucurie binecuvântarea credinței și habar n-am avut absolut nimic de niciun fel de suferință. Au fost mici necazuri pe aici, pe acolo, care în general mi le-am făcut singur.
am fost ocrotit și suferința cea mai mare care am avut-o era dacă făceam două vacanțe sau patru vacanțe. Nu știam exact care dintre ele două să alegem. Am trecut 30 de ani într-o credință care stăteam într-un singur picior, pe harul și pe binecuvântarea și pe puterea de a crede. Dar harul și binecuvântarea și puterea de a suferi erau cumva, în societatea americană, era chiar anatema. Există o teologie întreagă s-a născut aici, teologia succesului, care elimină orice fel de umbră de suferință din creștinism. E ceva demonic la ei așa ceva. Generația copiilor mei, Lucas, Tami, ai copiilor dumneavoastră, va trebui să învețe foarte bine ce înseamnă binecuvântarea credinței și ce înseamnă binecuvântarea suferinței, alminter se vor lepăda sau vor deveni niște caiafe care vor avea versetul ăsta la altul. Vă spun că necazurile mele duc la distrugerea Evangheliei, așa cum au avut-o Caiafa de pe vremea lui Hristos și alte caiafe care le știți foarte bine din România și din țările comuniste. Dacă ce avem noi de făcut în zilele astea de furtună? Pavel ne spune nouă părinților, aveți ceva de făcut foarte important, cum să vă pregătiți copiii să devină o armată de războinici și de oameni care să stea drept cu șirea spinării înaintea lui Dumnezeu. Zice să duceți, așa cum faceți acum, aceeași luptă pe care ați văzut-o în mine și pe care o auziți că eu acum o duc. Copiii dumneavoastră și copiii mei vor duce aceeași luptă pe care o duceți dumneavoastră. Cum vă luptați dumneavoastră și cum primiți necazul pentru Hristos, cum primiți patimile Lui, așa le vor primi și ei. Cum le refuzăm, cum ne ferim de ele, așa se vor feri și ei de ele. Pavel ne spune nou foarte clar, ce va face generația care vine după noi este exact ceea ce fac eu, ceea ce văd la mine și ceea ce aud de la mine. Din fericire pentru generația lui Pavel, ceea ce făcea Pavel și ceea ce se vorbea Pavel era o dăruire completă lui Dumnezeu în har, în harul credinței și în harul suferinței. Este timpul pentru fiecare dintre noi care suntem părinți să ne întoarcem către Evanghelia asta adevărată și completă a lui Hristos și să pregătim pentru timpurile și pentru furtuna care apare de la orizont, să pregătim o generație care să fie în stare să facă față complet la toată furtuna asta care vine peste ei. Dumnezeu să stârnească în noi și dorință și frică de Dumnezeu, de dragul Lui și de dragul copiilor noștri. Amin.